Cetățeanul turc, care are 41 de ani, călătorea în trenul internațional care circulă pe relația Budapesta-București și care urma să intre în țară prin curtici. Polițiștii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la conținutul bagajelor, fapt pentru care au făcut un control amănunțit al acestora. Cu ocazia verificărilor efectuate de, la, de polițiștii de frontieră de la punctul de trecere a frontierei curtici, asupra unui cetățean turc s-au găsit patru lingouri și șase pachete acoperite cu bandă adezivă care conțineau mai multe medalioane, agrafe și obiecte confecționate dintr-un metal galben care presupun, se presupune că ar fi aur. Obiectele care aveau o greutate totală de peste 20 de kg au fost reținute pe bază de dovadă în vederea expertizării. Deoarece persoana în cauză nu a prezentat documente de proveniență, întreaga cantitate de bunuri în greutate totală de 20 de kg a fost ridicată de polițiștii de frontieră Rădeni în vederea expertizării și în funcție de rezultatele analizelor se vor lua măsurile legale care se impun.